Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă lecție de literatură alături de profesor Anda Laura Sile. Ce vom învăța astăzi? Dragii mei, astăzi vom încerca să identificăm împreună ce este tema textului liric. Pentru început, gândește-te la 10 elemente ale câmpului lexical al primăverii. Notează-le și tu pe o foaie de hârtie. Acum, încearcă să găsești, căutând pe internet, poezii care conțin în titlu termenii pe care ai identificat. Notează autorul și formează astfel un glosar al acestora. Nu se știe niciodată când îți va fi util. Poți opri materialul video pentru a te gândi la sarcina de lucru. Să citim cu atenție textul. Un vânt de seară aprins sărută cerul la apus și scoate ruși de sânge pe obraj, trântit în iarbă, rup cu dinții, gândind aiurea mugurii unui vlăstar primăveratic. Îmi zic, din muguri amar înfloresc potire grele de nectar și cad întemelit răsar de amarul tinerelor mele, pati. Care sunt elementele câmpului lexical al primăverii pe care le-ai identificat și tu în text? Haideți să încercăm împreună. Întâi de toate, observăm cuvântul specific, muguri. Apoi termenul vlăstar. Apoi ruji. De asemenea, verbul înfloresc. Ce este un câmp lexical? Câmpul lexical este, așa cum și tu îți amintești, un set de cuvinte care acoperă un domeniu conceptual și care poartă anumite relații specificabile între ele. De exemplu, ruji, muguri și vlăstari. Câmpul lexical ne poate indica tema literară, care este natura. Tema literară reprezintă un aspect general al realității surprins în opera literară. Cum interpretăm tema unui text liric? Întâi de toate, un pas important ar fi identificarea elementului câmpului lexical dominant, așa cum am făcut și noi deja. Apoi, identificarea aspectului realității surprins în text. Dacă recitim cu atenție textul, observăm că aspectul realității din textul nostru este, pe de o parte, natura, iar pe de altă parte, gândurile eului liric. Noi ne vom opri la acest aspect al naturii. Apoi, încercăm să răspundem la următoarele întrebări. Cu ce scop este prezentat acest aspect al realității? Ce dorește vocea lirică să ne transmită la nivelul emoțiilor și sentimentelor literare? Încercăm să justificăm răspunsurile anterioare cu ajutorul exemplelor din text, pornind de la ceea ce noi am înțeles sau am simțit citind această poezie. Acum, că ai înțeles cum se face, haide să încerci și tu. Citește cu atenție textul liric de mai jos și încearcă să interpretezi tema literară în relație cu elementele de conținut. Vei crea un răspuns argumentat de 30-50 de cuvinte. Poți opri materialul video pentru a rezolva sarcina de lucru. Mult succes!